Profesionista de fotbal, Dumitru Dragomir, face noi declarații incendiare. Mitică Dragomir este de părere că lupta pentru șefia FRF este una între serviciile secrete și puterea politică. Și de ce crede dânsul acest lucru? Încercăm să aflăm chiar de la domnul Dragomir. Domnule Dragomir, bun găsit! Bună ziua! Sunt niște acuzații destul de serioase și v-aș întreba pe ce vă bazați când faceți aceste afirmații, când spuneți că Burleanu ar fi omul serviciilor, iar Lupescu omul lui Dragnea. Domnilor, nu știu dacă ați citit evenimentul zilei, Andronic spune în felul următor, că serviciile secrete au fost implicate în alegerea lui Burleanu și că Andronic a fost martor la alegerile lui Burleanu. Afară de această problemă, știu sigur că din informații, asta este partea serviciilor. Știu sigur din informații că Dino Iorgulescu l-a luat mână pe Ionuț Lupescu și l-a dus la Dragnea. Și acum este lupta între Dragnea și serviciile secrete. Bine, când spuneți din niște informații, ne puteți da așa o direcție măcar? Poftim? Ne puteți da o direcție de unde vin aceste informații? Din surse iubiților, cum aveți și voi din presă. Eu sunt om de, eu am fost unul de cei mai tari oameni de presă din această țară. Am avut 4 ziare pe piață. Nu știu dacă știți. Iar ziariștii mei sunt vreo 300 care sunt împânziți la toate ziarele din această țară. Cam care ar fi procentajul susținerilor, dacă este să mergem pe varianta dumneavoastră, că într-o parte avem politicul, în partea cealaltă serviciile secrete, cam în ce parte ar atârna balanța în acest moment? Serviciile secrete au susținut o non-valoare, iar Dragnea susține un mare fotbalist de echipa națională, un om care a lucrat în Federația Română de Fotbal ca director și ca director la UEFA. Deci, este ca și cum ai compara un Rolls-Royce cu o Dacia. Una peste alta, alături de... Rolls-Royce este Lupescu și Dacia este celălalt. Este viziunea dumneavoastră. Una peste alta, alături de Lupescu, am văzut că se află și mulți foști mari fotbaliști ai naționale. Fost mari fotbaliști ai naționale, fost președintele Federației, secretarul general al Federației, oameni care au muncit 20 ceva de ani pentru fotbalul românesc și a rămas ceva în urma lor. A rămas Mogoșoaia, a rămas baza de la Buftea, au rămas cele două clădiri, plus stadionul acesta care nu se făcea fără intervenția lui Mircea Sandu, al lui Dumitru Dragomir și al celorlalți. În aceste momente, când discutăm de alegeri organizate pentru șefia FRF, totuși îl avem pe Răzvan Burleanu la conducerea Federației Române de Fotbal și cam politică știți cum este. Este un avantaj când sunt organizate alegerile și tu ai partidul la putere. Eu vă spun că Burleanu este încă tare pentru că Dâncu este încă în viață, chiar dacă Oprea l-a blestemat Dumnezeu, Ponta l-au blestemat Dumnezeu, Fota nu mai este, Coldea nu mai este, dar totuși este Dâncu cu o echipă puternică și sunt cei care au luat bani din federație, mulți. E greu de mișcat Burleanu, dar, încă o dată, ne merităm soarta dacă încă o dată va mai ieși Burleanu președinte. Eu vă spun asta în situația în care Lupescu mi-a făcut mult mai mult rău decât Burleanu. Numai că trebuie să fiu corect și cinstit cu mine, Lupescu merită să fie președintele federației prin ce a făcut până acum. Dacă ar fi să votați, spuneți că l-ați votat pe Ionuț Lupescu. Deci, chiar dacă Ionuț Lupescu mi-a făcut foarte mult rău în decursul vieții mele, l-aș vota numai și necondiționat pe Lupescu, pentru că a fost jucător de echipă națională peste 60 de meciuri, a reprezentat România, i-a cântat imnul. Afară de asta, a fost director peste 5 ani de zile în Federația Română de Fotbal și la un moment dat chiar a condus Federația Română de Fotbal. Și a fost director în Federația Internațională Europeană, la UEFA, unde a învățat meserie și e recunoscut ca un om serios.
Domnule Dragomir, una peste alta, este un pic dezamăgitor pentru microbiși, pentru cei mai mult sau mai puțin pasionați să descopere, mergând pe varianta dumneavoastră, că interesul fotbalului românesc se bazează doar așa, pe o luptă între aceste două puteri, între politic și servicii. Asta a fost în ultimii, așa am fost dat și eu afară, nu știu dacă știți, Ponta în preziua alegerilor s-a întâlnit cu patronii cluburilor din prima ligă și m-au curățat și pe mine, m-au dat afară, m-au alungat ca pe o măsă stricată. Deci lupta politică niciodată nu o să dispară, pentru că sunt interese. Aici fiecare vrea să aibă galeriile, vrea să aibă deci suporterii care votează și așa mai departe. Sunt probleme politice de anvergură. Domnule Mitică Dragomir, vă mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii făcute pe baza subiectului. Continuăm. Artistul Florin Salam are din nou probleme cu legea.